Bun găsit! Cei doi frați, Andrew și Tristan, au venit în această dimineață aici, la sediul DIICOT, pentru perchezițiile informatice. Aceștia nu au vrut să vorbească cu presa, însă avocatul lor a ieșit și ne-a spus faptul că așa au ales ei și că nu ar fi obligați de avocați sau de procurori să nu ofere declarații. Mai mult decât atât, avocatul lor ne spunea și faptul că astăzi a fost ultima dată când cei doi au venit pentru perchezițiile informatice aici la DIICOT și că încă nu s-au stabilit următoare zile de audieri. Tot în această dimineață și Bogdan Stancu, bodyguardul celor doi frați, a venit la perchezițiile informatice. El se asigura de paza și protecția celor doi frați. El a venit încrezător, a susținut faptul că are încredere în justiție și că nu este vinovat. Așadar, procesul de urmărire penală în care cei doi frați sunt acuzați de trafic de persoane continuă după ce au fost arestați pe data de 30 decembrie. Acum, anchetatorii au strâns probe și strâng în continuare probe informatice din dispozitivele electronice ale acestora, atât ale celor doi frați, cât și ale martorilor, și urmează să le analizeze pentru a se putea stabili o sentință.